Bună ziua tuturor! Astăzi a avut loc un eveniment extrem de important pentru Platforma Demnitate și Adevăr. Astăzi a avut loc conferința organizației de femei a Platformei Demnitate și Adevăr, cu participare din toate raioanele Republicii Moldova. Peste 150 de delegate au participat la lucrările interne la această conferință. A fost aleasă în calitate de președinte a organizației de femei a Platformei Demnitate și Adevăr, doamna Stella Macar, ex-deputată în Parlamentul Republicii Moldova. În cadrul aceeași ședințe au fost alese organele de conducere la nivel de secretariatul organizației de femei. Au fost alese vicepreședintele acestei organizații de doamne. Și ne bucurăm foarte mult de această prezență a unor doamne extraordinare care în ziua de astăzi arată performanțe în locurile de unde activează, fie că sunt antreprenoare, fie că sunt avocate, fie că sunt alese locale la nivelul primăriilor sau la nivelul de conducere în raioanele de unde au venit astăzi la această conferință. Mai departe o să ofer cuvântul deja președintei organizației de femei a Platformei Demnitate și Adevăr, doamne Stella Macar. Bună ziua, stimați reprezentanții ai mass media și tuturor celor care ne urmăresc în acest moment. Le mulțumesc colegilor și acestor doamne minunate care mi-au încredințat conducerea organizației de femei a Platformei DA. De asemenea, îmi exprim gratitudinea față de doamnele care au acceptat să fie parte a echipei și să ne asumăm împreună toate responsabilitățile. Este vorba de doamna Aliona Doroș, consilieră municipală Chișinău. Este vorba de Ciobănaș Zinaida, consilieră raională Rușcani. Este vorba de Lidia Guzun, consilieră raională Triuleni. Este vorba de Olga Rotaru, consilieră raională Căuceni. Victoria Marian Bogos, vicepreședinte a raionului Ialoveni, Fetco Oxana, primară de Racoveț-Soroca, Nelly Sambriș, domeniu de competență relații cu mass media, este jurnalistă și producător TV, Elena Bordeian, este consilieră municipală Bălți, și Ionela Petrea, care este bursieră CAS. De asemenea, vreau să vă prezint pe Tatiana Tampei, care și-a asumat de astăzi funcția de secretar al Organizației de Femei a Platformei DA. Este jurist de profesie și avocat de 15 ani. Atunci când ne dorim inițierea unor procese de transformare a societății în care trăim, este important să ne consolidăm forțele și să perseverăm zi de zi. Platforma DA dintotdeauna a susținut oportunitățile de creștere și dezvoltare a femeilor prin implicare și participarea acestora în mod activ în toate aspectele vieții politice. Pentru că, așa cum arată practica, avem nevoie de o mai bună expunere a preocupărilor, nevoilor și intereselor femeilor în procesul de luare a deciziilor. În pofida trendului progresist din ultima perioadă, problemele legate de egalitate și combaterea stereotipurilor nu au fost soluționate. Este adevărat, auzim adesea despre importanța integrării egalității de gen în politică, dar aceste intenții verbalizate nu sunt suficiente. Vreau să vă spun că trebuie să ne facem auzite cu adevărat prin implicarea în procesul de edificare a unei clase politice care să oferă calitate și performanță în procesul de guvernare a țării și să reprezinte corect interesele tuturor cetățenilor, ori calitatea clasei politice este oglinda gradului de dezvoltare socială, civică și culturală a noastră a tuturor. Astăzi, prin participarea alături de colegile mele la această conferință, reconfirm că prin muncă și perseverență, fiecare poate contribui la dezvoltarea unui climat favorabil activităților de orice gen a femeilor din societatea noastră.
Iar în ceea ce privește implicarea femeilor în politică, trebuie să acceptăm că profesionalismul nu cunoaște declinări la genul feminin sau masculin. Profesionalismul înseamnă dedicație și tenacitate în muncă, convingeri și, bineînțeles, cel mai important, în atitudine. Avem în această sală femei extraordinare care împărtășesc valorile tradiționale precum pentru că majoritatea dintre noi suntem înainte de toate mame și oferim viață. Cu toții ne naștem liberi și egali în fața legii. De aceea prețuim ordinea și justiția dreaptă. În acest context, pledăm pentru un model de societate bazat pe cooperare liberă și deschidere spre diversitate, coeziune și respect care nu impune dictatura majorității asupra minorității. Abordarea noastră este de a găsi puncte comune acolo unde alții văd divergențe. Aceste deziderate ne-au făcut să ne adunăm astăzi împreună într-un număr atât de mare. Avem prezente alături de noi femei din toate colțurile Moldovei și din diverse domenii, iar multe dintre ele sunt implicate în procesele decizionale la nivel de fiecare localitate pe care o reprezintă. Am ferma convingere că suntem aici împreună pentru că doar prin unitate putem reuși. Adevărata schimbare spre binele comun începe cu fiecare dintre noi, chiar de astăzi, chiar din acest moment. Mult succes nouă, vă mulțumesc vouă, dragi colegi, și mulțumesc tuturor doamnelor prezente în această sală. Vreau să mă mai uit odată la echipa asta așa de frumoasă, că nu știu când o să mai am ocazia data viitoare. Sper foarte, că o să fie foarte curând. Felicitări noi echipei și felicitări, în primul rând, doamnei Stella Macari, care sunt sigur că o să facă un lucru absolut minunat pentru, nu numai pentru organizația de femei a platformei DA, dar pentru toate femeile din Republica Moldova și femeile moldovence din diaspora. Să nu uităm și despre diaspora. Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei și stimate doamne din toată țara. Vedem astăzi aici o organizație puternică, frumoasă, de femei, în cadrul partidului Platforma DA, datorită curajului, perseverenței, inteligenței, demnității și încrederii femeilor care ni s-au alăturat de-a lungul anilor, dar care au rămas alături de noi. Este important să subliniez faptul că o organizație de femei nu este despre alegeri, nu este despre funcții și nu este doar despre conferințe, ci este despre crearea unei comunități în care femeile se susțin, în care femeile învață una de la cealaltă și în care femeile cresc și se dezvoltă împreună. Dar cel mai important este că ele se întâlnesc și împreună pot schimba soarta unei întregi țări. Astăzi intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare a organizației de femei, a platformei DA, etapă cu o nouă echipă care este gata să lupte în continuare pentru egalitatea de gen, egalitatea de șanse și o echipă care va fi catalizatorul femeilor din Republica Moldova. Această comunitate frumoasă este partea unei familii mai mari și anume cea a Partidului Popular European. Este binevenită și apreciată susținerea Partidului Popular European și a președintei Organizației de Femei a Partidului Popular European, doamna Rosalia Biro, care prin mesajul dumneaei care ne l-a adresat mai devreme, astăzi ne-a asigurat că aspirațiile platformei DA sunt similare cu ale partenerilor noștri europeni și cele ale Partidului Popular European. Și ne-a încurajat să continuăm să luptăm pentru drepturile femeilor și să ne implicăm activ în promovarea schimbărilor din societate. Așadar, le zic bun venit noilor membre și de asemenea încurajez noua echipă și conducerea aleasă să continue să lupte pentru drepturile femeilor și să promoveze schimbările necesare în societate. Numai împreună suntem puternice și putem schimba viitorul Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezența la această conferință de presă. Urez din tot sufletul mult succes, perseverență și cât mai multe realizări frumoase în viitor pentru nouă conducere a organizației de femei. Astăzi chiar am simțit o mândrie nemaipomenit de mare când am văzut
în această sală plină de doamne cu atât de multe realizări pentru comunitățile lor, cu atât de multe realizări pentru Republica Moldova și în continuare determinate să pună umărul în fiecare zi ca Republica Moldova să devină o țară în care să vrei să trăiești, să devină o țară în care să vrei să revii. Mulțumim foarte mult și o zi bună tuturor celor care ne-au privit.